Locul nou în clasament din 12 echipe nu este unul tocmai confortabil pentru CSM Dunărea Giurgiu. În ultimele partide, giurgiuvenci le-au întâlnit cele mai puternice formații ale diviziei A și, în ciuda jocului destul de bun, au pierdut la scor 30-20 cu Galați, 42-34 cu Rapid București și 29-21 cu HCF Piatra Neamț. Antrenorul Virgil Georgescu vrea să reorienteze modul de joc, sperând că elevele sale se vor maturiza și vor câștiga experiență. Sperăm ca echipa noastră să sudeze pe parcurs, să creștem în valoare. Eu, promisiunea mea este și vă spun în continuare și astăzi că din retur veți vedea altă echipă. Se va juca altfel, se va juca în forță, se va juca pe cine e mai tare în apărare. Să știți că celelalte echipe nu au mare, nu este o mare diferență între noi și ele. Este o diferență de vârstă care își pune cuvântul, dar este în primul rând disciplină. Etapa nouă aduce giurgiuvencilor un meci în deplasare, unul care se anunță greu pentru că adversarele de la Știința București sunt foarte puternice. Următoarea etapă avem la Știința București, este o echipă solidă. Vom merge ca să facem o figură frumoasă. Sperăm ca fetele să rateze mai puțin și atunci scorul va fi mult mai strâns și cine știe, poate facem o surpriză. Meciul se va desfășura la sala Lucian Grigorescu din capitală cu începere de la orele 11. Ultimele partide din retur ale giurgiuvencilor sunt cu HC Buzău acasă și cu Universitatea Târgoviște în deplasare.